Marius și Ioana au primit pachet de la susținători și scrisori, au avut acolo trei albume foto. Unul era pentru a-l oferi cuplului Liviu Bogdana, au mers și le-au dat cadoul, s-au îmbrățișat toți patru. Am văzut că Liviu a pupat-o pe frunte pe Ioana, s-a îmbrățișat cu Marius. Foarte fericită Bogdana, spunea că este foarte frumos acel album foto. Madi și Sergio au primit un pachet foarte mare de la susținători. A avut Sergio acolo un costum de haine și Bogdana întreba, este pentru cununie, pentru nuntă? Foarte bucuroasă și Madi și la fel era și Sergiu. Madi a avut o rochiță lungă, elegantă. A avut Sergiu și cămașă albă, dar și neagră. A primit și o curea. Cam tot ce trebuie pentru a fi elegant în momentul în care o va cere pe Madi. Au primit și doi cățeluși care aveau la gât scris numele, la unul din ei, cred că scria Sergiu, că spunea Bogdana, ia uite, Sergiu! Spunea Sergiu că este din cauza că tot latră el mereu. Au avut și doi delfini, unul roz, unul albastru. Pe cel albastru, Sergiu i l-a oferit doamnei Maria Cadou. Madi a primit trei perechi de încălțăminte, două dintre ele erau cizme, una înțeleg că era o măsură sau două mai mare decât i-ar fi trebuit și i-a oferit-o doamnei Maria, spuneau că vor avea amândouă la fel acum a avut o rochiță lungă madi și o rochiță mai scurtă, ambele elegante, a probat și cizmele. Am văzut că a avut și o pereche de Adidas